Fiecare secundă de război este deja prea mult. Pentru ucraineni s-a depășit pragul de 41 de milioane de secunde de când bombele distrug totul. Ziua 476 de război a fost dificilă. Putin a atacat Odessa cu drone. Noaptea trecută, o alertă aeriană a fost anunțată în mai multe regiuni din Ucraina, printre care și regiunea Poltava. În Odessa și Kryvyi Rih s-au auzit explozii, iar în Kharkov s-au raportat survolări cu drone. Au fost înregistrate și lansări de rachete din apele Mării Caspice. Luptătorii Brigăzii 30 a forțelor armate din Ucraina au distrus un alt tank rusesc. Zelenski a îndemnat din nou miercuri liderii să se asigure că Rusia nu va mai putea avea rachete. Iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că începutul contraofensivei ucrainene l-ar putea face pe Vladimir Putin să forțeze o pace echitabilă.